Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Astăzi vreau să vorbesc la tema Eu vreau să învăț acasă. Deci să vedem câți studenți au mers, câți abiturienți și au mers să-și depună dosarele la universitățile noastre din Republica Moldova și să vedem câți studenți la fiecare dintre facultățile universităților pe care i-am invitat reprezentanții acestor universități aici, au în fiecare grupă a facultăților pe care ne propun. De la început, pentru că urmează să anunț cine sunt invitatele, dar voi face anunțul acesta într-o altă manieră. Vreau să spun că astăzi s-a finisat trainingul organizat de programele UN Women în Republica Moldova și Asociația Presei Independente, un training numit Click pentru egalitate de gen și de azi înainte voi încerca să promovez tot ceea ce am auzit și am învățat la acest training și trainere am avut pe Dragana Dardic, Olga Nicolinco, Alina Radu și Loreta Handrabura. De ce spun aceasta? Pentru că urmează să anunț funcțiile persoanelor care sunt astăzi la mine în platou și ca să nu fie discuții sau interpretări. Invitatele mele, da, și vreau să mulțumesc foarte mult celor care au organizat acest training și să spun că sunt foarte utile pentru mass media astfel de traininguri. Și trecem acum la invitații mei și tema pe care astăzi vreau să o discutăm în studio. Viorica Kaluger, da? Directoarea Departamentului Studii a Universității de Sport, Educație Fizică și Sport. Da? Așa că am greșit un pic. Și Maria Vârlan, secretara Comisiei de Admitere a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, șefa Catedrei Asistență Socială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, doctor în psihologie. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit la noi în platou și vreau să ne povestiți care este situația la aceste universități, ce facem noi în continuare cu anul de studii 2018-2019, câți studenți sunt la fiecare dintre aceste universități. Vă rog frumos să începem cu universitatea unde dumneavoastră activați. Am să încep cu faptul că pretendentul de astăzi la studii beneficiază de o largă gamă de programe, de studii, de licență și master. Uh-huh. Și în acest context, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și-a îmbogățit oferta educațională la ciclu de licență având 10 programe și la ciclu de master 14 programe. Sesiunea de admitere 2018 a fost una frumoasă pentru universitatea noastră, pentru că locurile planificate pentru studiile la buget și cu tax au fost acoperite integral. Dacă mai exact, la ciclul 1 avem în total 443 studenți înmatriculați și la ciclul de licență 218. Este vorba și de locurile bugetare și de locurile cu taxă. Mai exact, aproape 700 de tineri au fost înmatriculați la cele două cicluri de studii, la programele de studii a universității noastre. Ciclul întâi aveți Facultatea de Pedagogie, Facultatea de Sport, Facultatea de Kinetoterapie, Facultatea Protecție, Pază și Securitate, Facultatea Învățământ cu frecvență redusă, da? Prin contract. Da? Aveți niște specialități în cadrul acestor facultăți destul de interesante. Cum le-ați elaborat? În perspectiva pieței câmpului de muncă, da? A profesiilor? Sau cum ați? Pentru că îmi par destul de eficiente și copiii ieșind de pe băncile universității au unde se angaja. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport nu a putut să nu țină cont de cerințele pieții muncii și în anul 2017, odată cu modificarea nomenclatorului de specialități, și-a modificat oferta educațională, astfel încât la ciclul de licență am inițiat 10 noi programe, unele dintre ele au fost corelate cu programele existente, altele inițiate ca fiind programe noi. Desigur că sunt niște
programe care țin cont de ceea ce așteaptă astăzi angajatorul. Ține cont de ceea ce vrea să vadă și vrea să studieze tânărul astăzi, care este foarte informat, spre deosebire de tinerii care tradițional aveau programe mult mai puține și erau satisfăcuți de această ofertă. Avem și programe care se bucură astăzi de un interes sporit față de... Care sunt ele, de exemplu? Kinetoterapie și terapie ocupațională este una dintre cele mai solicitate. Dar de ce durata este mai mare decât la celelalte? Noi avem două tipuri de programe. La ciclu de licență, unele dintre ele au 180 de credite sau 3 ani și alte programe 4 ani, 240 de credite. Astfel, kinetoterapie este din a doua categorie, care fac 4 ani. Să știți că aici pot să spun eu o observație de mea. Am fost la un centru sportiv unde m-am antrenat, am făcut sport și antrenoarea era o fostă absolventă a specialității kinetoterapie. Ei, într-adevăr, altfel simt și altfel văd lucrurile și comunică în termeni destul de profesioniști. Deci este într-adevăr utilă. Utilă, un program complex, deloc ușor. Este învață foarte mult lucruri aici. Este unul interdisciplinar, este la intersecția mai multor domenii și durata de 4 ani este logică pentru un astfel de program. Da, foarte interesant. La ciclul 2 aveți facultatea pedagogie, sport, tot kinetoterapie, protecție, pază și securitate. Da? Ne spuneți câte ceva de aici, că pare interesant. La ciclu 2, cele 14 programe pe care le oferim candidaților la studii sunt repartizate pe aceste 4 facultăți. La fel, avem și aici programe mai solicitate, cum ar fi tehnologia antrenamentului sportiv, tradițional kinetoterapia, care aici are 3 programe deja la ciclu 2. Asta este tehnologii kinetoterapeutice de recuperare, logopedie și motricitate verbală și terapie manuală și kinesiologie aplicativă. La ciclu 2, tinerii absolvenți a primului ciclu la kinetoterapie și terapie ocupațională au o gamă din 3 programe. De aceea am valorificat acest domeniu ca fiind unul solicitat și de angajatori și de tineri care vin. Angajatorii au venit cu unele cerințe? Desigur, aveți așa comunicare? Este o comunicare continuă. Practica studenților? Neapărat. Unde o efectuează? O efectuăm în clinici, unde timp de 4 săptămâni la anul 3 și 4 săptămâni la anul 4, studentul nemijlocit face parte din viitorul teren al profesiei. Ca să iasă și să înțeleagă, dar unde am venit eu? Nu este o surpriză după absolvire. El cunoaște foarte bine ceea ce îl așteaptă pe piața muncii. Mulți dintre tineri, realizând stagiul de practică, își dau seama de fapt cu adevărat la ce au venit, care este programul pe care îl studiază. Unii se conving că este calea cea bună pentru ei, alții renunță atunci când văd că este foarte dificil sau este, nu știu, altceva decât s-a așteptat. Câți studenți aveți în grupe? Maximal și minimal? Dacă aș face o medie pentru toate programele, că avem 10 și este mult să vorbesc despre fiecare, în medie 25 de studenți în grupă. Destul de binișor, așa să zic, nu poți. Și condițiile, atât a procesului de studiu, cât și a celor care locuiesc în cămin, cum le-ați îmbunătățit sau ce ați făcut ca să fie mulțumiți studenții sau ce faceți la acest capitol? Sau când ați avut ultima dată când ați reevaluat toate lucrurile? La acest capitol vreau să spun că cei care ne vizitează universitatea rămân frapați, uimiți de frumoasa bază materială care, datorită administrației universității noastre, este la cel mai înalt nivel. Delegațiile venite din Europa, precum și din Est, confirmă acest fapt, nu o spunem doar noi, cei care muncim acolo. Depunem efort să menținem această bază materială, una foarte bună, săli sportive, laboratoare științifice, aule de studii. Universitatea oferă tot ce e mai bun.
Aveți cu cineva colaborări frumoase cu instituții de peste hotare care sunt similare cu dumneavoastră? Neapărat. Avem contracte de colaborare atât cu universitățile din Europa, nu doar cu cele de profil, pentru că nu sunt foarte multe în lume, colaborăm și cu facultățile de profil din cadrul unor universități mari, europene, precum și cele de exemplu, din Est, de exemplu, care Universitatea Ecologică din București. Nu este una de profil, dar Facultatea de Educație Fizică este un bun partener. Și alte facultăți, precum cele de la Iași, Facultatea de Educație Fizică, Facultatea de Educație Fizică de la Galați, deci nu sunt universități de profil, dar cu facultățile din domeniu similar avem un parteneriat frumos. Anul acesta au fost noi reguli de admitere în universitățile din Republica Moldova. Studenții au avut dreptul să depună actele la mai multe universități concomitent ca să poată să ajungă la buget la una din cele râvnite. Dumneavoastră ați avut în careva situații la capitolul ăsta, la aceste noi reguli de nemulțumire sau ați căzut de acord cu aceste schimbări? Și am înțeles că și admiterea ține de fiecare instituție. O prelungește, nu o prelungește? A fost la acest capitol ordine și liniște? Acest an a fost o premieră când universitățile și-au stabilit independent perioadele de admitere. Lucrul ăsta l-am făcut și noi. Avem o metodologie proprie de selecție a candidaților, avem niște probe de admitere, de aptitudini și lucrul esențial pe care l-aș spune aici, domeniul sportului este unul vocațional. Cei care vin la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport vin orientat la specialitățile pe care le avem noi și, dacă sincer, nu prea avem situații de, sau nu este în masă fenomenul depunerii actelor la noi și retragerii acestora atunci când apar rezultatele la alte universități. Deci candidatul nostru, dacă vine la noi, ne selectează, vine la noi din start. Da, pentru că tot se vorbește și aici chiar în studioul acesta am discutat despre ca să se dezvolte în Republica Moldova sportul, ca să oferim mai multe posibilități și să construim mai multe stadioane în Republica Moldova și tot acest interminabil dialog între guvernare și societatea civilă, dacă avem nu, sau nu nevoie de această arenă sportivă. Dar mie totuși îmi pare că ar trebuie, nu cum ziceți dumneavoastră, lumea să vină doar din motivul că cineva acolo i-a sugerat sau este o vocație, dar mie îmi pare că tineretul nostru ar fi trebuit să vină mai mult la facultățile cu orientare sportivă, pentru că este și un mod sănătos de viață și așa cred eu. Noi suntem mulțumiți de numărul candidaților care vin la noi, mulțumim tinerilor care ne-au selectat, au venit pentru că... Deci chiar dacă lipsește toată această bază în țară de pregătire, cum ei după aceea ieșind de la dumneavoastră, vorbim acum de sportivii de performanță, da? Care, unde se pregătesc și cum, se confruntă cu aceste probleme? Este o problemă la nivel național, misiunea universității este să pregătească cadre viitori, antrenori, kinetoterapeuți, tot ce poate face universitatea este să ridice calitatea viitorului specialist. Ori rezolvarea problemelor care țin de terenuri sportive, de infrastructura sportivă a țării este o problemă în care trebuie să participe mai mulți actori sociali. Universitatea are o misiune nobilă de a forma viitorul specialist. Dar nu prea vreau ca dumneavoastră să-i pregătiți și să plece. Nu. Ne străduim și am ajustat oferta educațională în așa fel încât fiecare absolvent să-și găsească locul. Poate nu este 100% din absolvenți angajați conform calificării, dar ultimii ani, că facem o monitorizare în fiecare an și datele recente pe care le am pentru absolvenții anilor precedenți, este procentul aproape 70% de angajabilitate conform după calificării sau în domenii conexe. Wow! Deci aveți rezultate destul de bune. Pentru toate programele, media este una bună.
Foarte bine. Mai revenim, dar acum vreau să trec la doamna Maria Vârlan, să vorbim și despre Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Vreau să mă laud aici și să spun că probabil majoritatea știu, dar sunt și eu absolventă a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și în 94, când am venit cu dosarul să depun actele, erau 8 abiturienți pe un loc și am susținut 2 examene și o probă de aptitudini și am ajuns să fim 35 de studenți în grupă. Da, în grupă la Facultatea Pedagogie. Acum, care este situația și ce se întâmplă? Sunt chiar mândră de faptul că am învățat și am avut posibilitatea să fiu formată ca om în aulile Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor pe care i-am avut la Universitatea Pedagogică. Nu am să încep acum să dau nume pentru că mă tem că am să uit pe cineva și am să supăr, dar sunt niște oameni extraordinari. Spuneți-ne care este situația la dumneavoastră. Margareta, vreau să zic și eu am absolvit Universitatea Pedagogică Ion Creangă, de aceea pot doar să vorbesc în aspect frumos, în culori frumoase și pozitive despre universitate. Anul acesta noi am avut rezultate foarte bune la admitere, mult mai bune, foarte bune. Foarte bune. Știu că anul trecut era mai rău, un pic l-am chemat pe domnul rector într-o emisiune și era... Deci pentru comparație, anul acesta după turul 3 de admitere, noi nu am avut nici... sau după turul 3 au fost ocupate toate locurile cu finanțare bugetară, de la buget. Ceea ce n-am avut în anii precedenți. Și nu s-a micșorat numărul acestora? Nu s-a micșorat numărul acestora. Nu, locurilor din buget. Numărul locurilor nu s-a micșorat. Le-am avut solicitate toate locurile. Mai mult decât atât, avem mai mulți studenți deja înmatriculați la locurile cu finanțare, cu bază de taxă, cu taxă de studii. Avem, Universitatea propune o paletă foarte largă de programe. Avem la ciclul licență 52 de programe pe care le-am scos anul acesta la admitere. De aceea, cei care optează pentru universitatea noastră au de unde să-și aleagă un program după aptitudinile sau după dorințele, solicitările pe care le au. Universitatea noastră propune sau iarăși experiența ne-a demonstrat că atunci când cumva am vrut și noi să fim atractivi ca și celelalte instituții, pentru că asta este economie de piață și trebuie să ne raliem la aceste cerințe. În mare parte avem acum programe duble, cu specialități duble. Mai puțin avem și pe timpul meu. Erau și pe timp. Pe timpul meu erau inovații. La un moment ni s-a interzis să fie programe, specialități duble din diferite domenii. Acum putem doar... Țin minte când domnul Petru Jelescu, decanul Facultății Pedagogie, a fost la o conferință când era doamna ministră Corina Fusu și a ridicat această problemă. De ce nu le se mai permite în perioada aceea? Dacă, spre exemplu, am avut psihologie și limba engleză, acum noi astfel de program care ar fi foarte atractiv nu putem să-l propunem. De pentru ce? Că psihologia vine dintr-un domeniu, științe sociale și comportamentale, limbile engleze, limba engleză... Și nu a pierdut din această cauză Facultatea Pedagogie sau psihologie, da. Am avut psihologie și management și iarăși sunt... Că și la pedagogie același lucru, era... La pedagogie, pedagogie și informatică, pedagogie și limbi străine. Dar s-a menținut, învățământ primar și limbă străină, o limbă străină franceză, engleză. Pedagogie, învățământ primar și informatică. Aceste programe s-au menținut, dar prin asta noi considerăm că noi suntem atractivi. Sunteți unici, din cât îmi dau eu seama, că mai puțini sunt așa. Unica universitate pedagogică suntem. Este și Universitatea din Tiraspol, care tot... Care nu este pedagogică, care, este dar are și facultăți... Are facultăți, dar unica facultate de stat pedagogică. Unica universitate pedagogică și asta este un sentiment, pentru noi este un sentiment de mândrie. Tendința pe care am observat-o deja câțiva ani la rând la programele de master. Vine foarte multă lume și anul ăsta chiar din primul tur noi am ocupat toate 335 de locuri cu finanțare bugetară. Mai mult decât atât, ce este această tendință? Probabil codul de ce? Pentru că codul educației impune niște cerințe stricte, cadre didactice de la nivelul din clasele liceale. Obligatoriu trebuie să aibă ciclul 2. Și atunci asta probabil că îi și motivează, dar avem și programe atractive
la ciclul, la masterat, la ciclul 2. Spre exemplu, anul ăsta și chiar dacă am propus un program nou și chiar dacă el este program nou, păi atunci am avut foarte mulți doritori la el fără ca să-i facem publicitate. Management educațional și didactica dansului, pe care nu am avut programul pe care foarte nu l-am avut sună. Chiar până acum. Aș încerca să vin și eu să o fac, ținând cont de da, faptul că am avut doritori, specialitate coreografie. Vedeți, ați putea veni la noi să încercați, să vă încercați norocul la un loc bugetar. Organizăm olimpiade la disciplinile școlare, la limba română, la limba engleză și atunci deținătorii locurilor 1, 2, 3 la olimpiadele pe care le organizăm noi în incinta universității sunt studenții care sunt imediat înmatriculați sau vor fi înmatriculați la admiterea ulterioară fără concurs, nu mai participă la concurs, ei sunt din oficiu înmatriculați. Avem facilități pentru cei care vin în domeniul științei ale educației. Care copiii din familiile cu părinți pedagogi, unii cel puțin unul din părinte este pedagog, iarăși participă fără concurs la admitere, dacă media de concurs este mai mare decât 8. 8 și... Foarte frumos. Eu nu știu, ați făcut publicitate la acest aspect? Da, eu nu am, am avut facilitățile astea publicate pe site-ul universității. Ar fi o chestie destul de frumoasă pentru familiile în care din generație în generație cresc pedagogi sau învățători de clasele primare. Dinastiile se măresc, dinastiile de pedagogi, da. Iarăși facilități pentru cei care vin cu recomandări de la organele locale din domeniul învățământului din raioane, dar cu condiția ca media lor de concurs fie mai mare de 8, dar și aceia participă la fără concurs sau sunt înmatriculați fără concurs. Și astfel de candidați am avut, dar vreau să zic că anul acesta am fost ajutat și de către Ministerul Educației. Ministerul Educației a cules din raioanele Republicii doritorii dintre absolvenții de bacalaureat, doritorii de a îmbrățișa specialități pedagogice, cei care ar dori să se întoarcă înapoi în satele, în localitățile lor, să lucreze ca pedagogi. Și am primit de la minister liste cu doritori și unii ei au indicat chiar universitatea și chiar facultatea, specialitatea la care, programul la care ar dori să vină. Uh-huh. Am făcut o analiză și am văzut din 14 persoane care și-au manifestat dorința pentru a veni la noi la Universitatea Creangă. Uh-huh. 12 au fost admiși la locurile cu finanțare de buget acolo, la programul la care ei au vrut. Uh-huh. Două persoane acolo unde ei au dorit nu a fost posibilitatea, nu le-a permis media de concurs și atunci ei și-au ales programe cu taxă la zi și o persoană și-a ales program la frecvență redusă, un program la frecvență redusă. Și iată, în felul ăsta probabil sau grija Ministerului Educației de a-și pregăti viitoarele cadre didactice pentru școlile din Republică aici a ajutat. Cum stați cu doctoratul? Am înțeles că tot la foarte fel bine. Sunt foarte mulți doritori pentru că anul trecut am venit și nu mai erau locuri. Avem școli doctorale și în tot anul este concurs la școli, la admitere la aceste școli doctorale. Avem foarte mulți doritori la locurile cu taxă, dar locuri limitate la și aceste 3 școli doctorale pe care le avem sunt arhi din străinătate la fel, mai bine cum veneam pe când eram lector. Special din România, dar avem și din alte țări. Pentru că la ei nu este doritori. Și asta este motivul. Dar veneau și din... este în România, sunt școli doctorale în domeniul științei educației, în domeniul psihologiei, dar oricum ei probabil nu știu de ce, care este motivul. Da, este un fenomen aici. Interesant aici care trebuie cercetat pentru că și eu... De ce aleg aici, da, alt stat. Dar avem școlile astea doctorale care se bucură de succes. Același lucru am să vă întreb. Cum stați la capitolul calitatea spațiului unde se instruiesc acești viitori specialiști și căminile dumneavoastră, că la capitolul situația avem la cămine era mai îngrijite. Avem cămine curate. Și de la Coca și de la, și de la Suceava, de strada Suceava. Avem cămine foarte îngrijite, cămine curate. Nu o să găsim cămine de tip hotelier.
la universitatea noastră, dar o să găsim încă o dată, zic, cămini îngrijite în fiecare prețurile an. Au crescut anul acesta? Prețurile n-au crescut, au rămas aceleași ca și anul cât trecut. Este? Cam să vă întreb și pe tine voastră. Îmi pare că e 150 de lei pentru o lună, dacă nu greșesc, eu acum nu știu dacă ca să nu dau informații greșite, dar condiții bune pentru că se face reparație an de an în cămine, an de an se face reparațiile pe cât ne permit condițiile financiare în blocurile de studii. Avem centre lingvistice deschise în cadrul universității unde studenții adițional la programul de bază se pot înscrie pentru a face cursuri de limbi străine. Avem foarte multe laboratoare dotate cu computere sau cu mijloace IT și aceste laboratoare la sunt... La psihologie și la pedagogie, pentru că eu tot bat la turta mea, că acolo știu și acolo. La psihologie la pedagogie și... s-au deschis cabinete metodice, s-au adus calculatoare? De, sunt cabinete metodice, sunt săli de calculatoare și toate sunt obținute ei cu ajutorul... Ei sunt la Suceava, din câte știu eu. Stau, locuiesc la Suceava, da? Vorbiți de cămine acum. Și vorbiți și de sălile de studiu. Strada Suceava. Strada Suceava, da, strada Suceava. Am confundat cu orașul Suceava. Nu, nu, strada Suceava. Avem doritori mulți români care își fac studiile la noi și asta iarăși ne bucură la programul de psihologie, de psihopedagogie. Avem la programele de masterat grupi întregi de persoane din România și Suceava era orașul în care noi mergem și... Am înțeles, de asta ați confundat. Acum vreau, mă bucur foarte mult că stați atât de bine la capitolul ocuparea acestor locuri pe care le-ați primit atât la buget cât și cu taxe, dar fiind jurnalist în presă am citit că în urma unui studiu organizat de Banca Mondială se recomandă optimizarea instituțiilor de învățământ superior pentru că studenții sunt în continuă scădere la noi în Republica Moldova. De exemplu, în anul 2020 se așteaptă o scădere a numărului de studenți până la 55.000. În 2017 au fost 75, deci cu 20.000. Cum explicați acest lucru? Datorită faptului că migrează foarte multă lume și pleacă? Sau datorită faptului că șchiopătăm la capitolul calitatea studiilor la noi și avem posibilitatea să ieșim foarte ușor? Pe timpul meu era complicat să-mi depun eu actele undeva și știu cât stăteau alții colegi de-ai mei tot la Universitatea Creangă pentru a depune actele să plece în România. Stăteau din la două noaptea până dimineața ca să vină să-și depună actele. Cum vedeți? De ce datele sunt așa și noi vorbim acum cât de bine stau lucrurile? Ce se întâmplă? Principalul motiv cred că este situația demografică. Nu trebuie să uităm că copiii se nasc tot mai puțini, numărul de liceeni scade, universități rămân la fel de multe. 30, posibilități, da? În jurul de 30 posibilități, tot mai multe venite din afară, mii de burse oferite de statul român, de exemplu. Dacă sincer îmi pare rău de tinerii care pleacă, pentru că sunt resursa poate cea mai bună a țării noastre. Și pe de altă parte mă bucur că au o șansă frumoasă de a cunoaște o altă lume și în speranța că experiența pe care o acumulează acolo va reveni odată cu absolventul acasă și el se va integra în câmpul muncii cu competența obținută acolo. Cred că asta este achiziția frumoasă pe care o obține statul în urma acestor oferte venite din exterior. Din exterior. Păcat că nu toți, nu știu dacă acum nu am aceste cifre, câți revin, foarte puțin revin. Dumneavoastră, ce părere aveți? Dacă e să pentru că datele sunt alarmante și sunt unele instituții care chiar nu le ajung studenții acum. Și atunci, sunt locuri libere, au rămas. Și atunci vreau să zic, Margareta, că altceva sau alt factor decât calitatea studiilor. Și știți de ce? Anul 2018-2019 este anul când toate programele la ciclul licență urmează a fi acreditate de către ANACEC.
Și atunci programele care sunt acreditate de ANACEC cu niște condiții foarte dure, cu niște condiții foarte aspre, ori cei care trec prin acest program de acreditare sunt căliți pentru următorii ani destul de mult și atunci nu putem vorbi despre calitate mai joasă decât a fost, era odată când erau concurs 8 pe un loc sau așa cum ziceți dumneavoastră. Probabil că alți factori influențează. Dacă vorbim despre domeniul științei ale educației, acest domeniu trebuie să fie atractiv după ce specialiștii sunt deja pregătiți. Salariile, condițiile de muncă ale profesorilor, ori asta este probabil grija nu a instituțiilor superioare care formează cadre didactice. Eu vreau să vă zic că ies studenții de la noi motivați foarte mult să lucreze și atunci când merg în, se încadrează, se inserează pe piața muncii, acolo deja se dezamăgesc. Noi chiar avem studenți care merg la practică. Și aici ei sunt foarte motivați. Deci a rămas aceeași organizare a practicii în instituțiile școlare, începând din anul 2, da? Sau 3. Anul 2 și anul 3. Eu am studiat 5 ani. Da, 3 avem la ciclul licență. Faceți, 4, pentru că avem acum foarte multe instituții private, da? Așa. Faceți cumva o tangență și cu instituțiile acestea private ca viitorul specialist să vadă ce înseamnă o școală privată, o grădiniță privată, pentru că îmi pare mie că cerințele de la instituțiile private sunt mult mai mari și acolo vine niște condiții mai bune de condiții mai bune. Sunt gata viitorii specialiști să facă față? Avem foarte mulți studenți de noștri care își desfășoară stagiile de practică în instituțiile private și instituțiile private nu vor păstra studenții la practică dacă ei nu vor realiza sarcinile sau nu vor avea competențele necesare. De ce? Și noi trimitem... Își desfășoară practica în instituțiile private acum cineva? Studenții. Studenții. Da, exact. Acum nu, în luna septembrie nu avem stagiu de practică. Da, dar... dar stagiu de practică există? Contracte încheiate cu instituțiile private? Și în grădinițe, și în școli private. Așa, aveți. Da, da. Dacă vorbim despre psihologi în organizațiile, da, în organizații. Dacă vorbim despre asistenții sociale în organizațiile neguvernamentale, acolo unde nu avem nimic cu... și acolo cerințele sunt foarte mari. Și... Bine, e îmbucurător faptul. Da. Ați vrut ceva să adăugați aici sau să spuneți? Stagiile de practică se realizează în exclusivitate în baza acordurilor de parteneriate dintre universitate și instituțiile de profil. Noi având 10 programe de licență, vă dați seama cât de diverși sunt cei cu care încheiem aceste parteneriate, începând de la școli, cluburi sportive, federații sportive, agenții de turism, centre de fitness, instituții, agenții de securitate. Centrele de fitness sunt atât de multe. Sunt multe, da, și cred că astăzi realizarea stagiului de practică nu mai este o problemă ce ține de unde. Dar sau... vă permit ca după aceea sau acceptă ca după aceea să vină absolventul să lucreze acolo? Propun așa? Vreau să vă spun că oferte asta sunt? Este principalul scop al unităților de bază cu care încheiem acordurile, pentru că stagiile de practică sunt o oportunitate pentru acești agenți să identifice cei mai buni studenți sau viitori specialiști. Regem spune că n-am să reușesc să arăt materialul video, dar aș vrea foarte mult să-l vedeți și dumneavoastră și dumneavoastră. A mers reporterița Irina Ciobor să vadă părerea studenților deja care au actele în regulă și au depus actele la universități, să vadă, să ne spună care sunt specialitățile cele mai întrebate și ce viitor văd ei în Republica Moldova. De ce ați ales Universitatea Pedagogică Ion Creangă? Я выбрал факультет психологии. Я учусь здесь. И Креанга почему? Потому что это один из лучших университетов по психологии. Есть преподаватели с большим опытом и стажем, доктора наук и преподавание реально на высшем уровне. Pe viitor, cum credeți, care sunt перспективы педагогии, а психопедагогии на нашей стране? Я надеюсь, что наше правительство, государство узаконит, наконец узаконит нашу профессию и педагогику как профессию, как должность, не просто то, что это люди, которые чем-то занимаются, а как призвание.
То есть и педагоги, и психологи – это призвание. Это люди, которые помогают другим маленьким и взрослым людям реализоваться в своей жизни. În ce domeniu vă vedeți să activați în viitorul apropiat? Я так уже задумался на детскую психологию, ориентацию у меня, заниматься с детьми, потому что все проблемы с нашего детства идут. Ведом виитор în țara noastră, a fi profesor este vocație. Care sunt cele mai solicitate facultăți? După părerea mea, mi-am pare că cele mai solicitate facultăți sunt relații internaționale. În anul dat sunt foarte mulți studenți, însă și la facultatea dată, la jurnalism sunt foarte mulți studenți și însă și la facultatea de fizică, informatică și matematică. Consider că IT, pentru că acum este era calculatoarelor, era tehnologiilor, de asta e foarte important să știi să lucrezi în IT, ceea ce este cerut piața de muncă în orice caz la moment. Dar ce profesie este cea mai bine plătită? Consider că de asemenea IT, pentru că iarăși e cerut, cerința e mare, ceea ce înseamnă că salariul e mare. În Republica Moldova e destul de greu de spus, pentru că ea evoluează, după părerea mea, un pic mai lent decât restul țărilor, dar în general IT-ul are viitor foarte mare, din simplu fapt că acum este tendința asta de a monitoriza totul și de a încerca de a trece de la munca manuală la munca mecanică, ceea ce înseamnă că piața de muncă va fi foarte mare și va fi foarte ușor de găsit loc de muncă. Am ales această universitate, fiindcă îmi este foarte comod pentru mine să fac studii și totodată să mă antrenez. Eu sunt sportiv de performanță, activez în atletism deja de 5 ani. În acești 5 ani am reușit să îndeplinesc maestru în sport, să câștig jocurile balcanice. Care sunt perspectivele sportului la noi în Republica Moldova? Perspectivele sunt bune, după condițiile care sunt la noi în Moldova, dar din păcate nu sunt atât de bune după ratingul european. Condițiile de antrenamente și condițiile de pregătire pentru competiții olimpice. Care sunt cauzele? În cauza că statul nostru nu este interesat să ne dezvolte pe noi. Care este cea mai bine plătită profesie la noi în Republica Moldova? Cea mai bine plătită? Din păcate nu știu. Cea mai bine plătită? Parlamentari, cred că. Sunt sportiv de performanță și cred că e cel mai compatibil lucru să înveți universitatea care se combină cu sportul dat. Și pe lângă asta am căpătat o mulțime de cunoștințe pe lângă performanțe în sport și profesorii sunt foarte și foarte, să spunem așa, competenți de programul care ne-l predispune și eu sunt foarte mulțumit că m-am ales această universitate. Mulți prieteni se duc la drept, dar eu cred că pe parcurs deja e foarte mulți, spunem așa, avocați sunt la noi și notari în țară. Deja trebuie elevii să gândească la alt domeniu în care au nevoie de specialiști. Calitatea studiilor la noi în Republica Moldova, cum este ea? N-am fost psihotar ca să spun cum e calitatea nu în raza țării noastre, dar sunt mulțumit în orice caz, chiar și prietenii din alte universități sunt mulțumiți, pentru că se merită oricum de învățat în țara noastră și specialiști sunt. Mă bucur tare mult să aud așa păreri și, într-adevăr, înseamnă că avem un viitor, pentru că aici să învățăm acasă și să obținem studii de calitate, doar că trebuie totuși să luăm atitudine față de niște situații, probabil complicate, care se derulează într-un domeniu sau altul și să ne implicăm fiecare dintre noi ca să îmbunătățim niște lucruri. Aș vrea să revin și să vă întreb dacă, privind iarăși această discuție despre construcția Arenei Chișinău, ați luat o atitudine și v-ați exprimat cumva acordul sau dezacordul și ce a întreprins universitatea? Desigur, comunitatea academică a salutat acest eveniment. El nu poate decât înfrumuseța și îmbogăți domeniul sportului, pentru că sportul fără bază materială nu poate progresa și salutăm întru totul această idee și sperăm să fie un proiect dus până la capăt cu succes. Dar faptul că în Republică nu există stadioane și este complicat, iarăși, v-ați făcut cumva auziți în guvern?
veniți cu niște solicitări sau în situații când vedeți că ceva se întâmplă și nu aveți cum să următorii absolvenți să-și exercite funcția sau meseria, veniți cu careva iarăși solicitări? Desigur, un grup de autori, în mare parte cadre didactice a universității noastre, sunt cei care au elaborat strategie de dezvoltare a sportului și unul dintre obiective este dezvoltarea bazei materiale la nivel național, pentru că este bine știut, fără bază materială la nivel național, nu doar în capital, fiind rezolvată această problemă, domeniul sportului, din păcate, nu se poate dezvolta și nu putem obține acele rezultate pe care le așteptăm în toate probele de sport. Și către dumneavoastră, doamna Vârlan, vă întreb, pentru că în perioada când eram eu studentă, știu că se lua atitudine și sunt sigură că și acum aveți tot dreptul să spuneți sau să cereți niște lucruri. Ultimele evenimente întâmplate, colegii care și ai mei și ai dumneavoastră din învățământul primar și învățământul liceal, vorbesc despre aceste proteste și despre petiția de susținere a pedagogilor, pedagogii merită. Universitatea, într-un fel sau altul, ce atitudine ia față de această situație? Să știți că suntem parte sau ținem cu cadrele didactice care își cer drepturile și care vor un salariu și condiții mai mari, pentru că ziceam mai devreme prin asta ar fi mai atractiv domeniul de științe ale educației. Nu avem până ce o poziție oficială din partea administrației instituției, dar am fost foarte activi atunci când din nomenclatorul specialităților se dorea să se scoată pregătirea pedagogilor sau domeniul ăsta de pregătire a pedagogilor de științele educației. Și atunci noi, universitatea noastră a fost cea mai activă cu demersuri nenumerate, cu ieșiri la grevă chiar, și până la urmă am obținut ca în nomenclator să se mențină domeniul acesta de pregătire a pedagogilor. De aceea întotdeauna vom fi partea acestor specialiști, pentru că suntem conștienți și ne dăm bine seama că acest domeniu trebuie să fie îmbunătățit. Scurt, nu se mai aude nimic despre comasarea Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă cu Universitatea din Tiraspol. Sau nu se aude? Nu, nu auzim nimic. Atât. Pentru că anul trecut se mai discuta. Deci veți fi separați. Nu știm. Acum am avut admitere separată, acum suntem așa cum am fost. Ce o să fie, o să vedem. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost aici prezenți în studio. Mă bucur enorm de mult de toate rezultatele pe care le aveți aici pe hârtie și vă doresc un an de învățământ plin de realizări frumoase și succese. Venim și mai vedem pe parcurs, vom colabora și celor de acasă vreau să le spun că studenții mi-au plăcut foarte mult cu ce entuziasm și pasiune au spus că ei vor să rămână aici și le place să învețe aici. Înseamnă că până la urmă mergem într-o direcție bună. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă aștept marți și vineri la ora 19. La revedere!